Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire în cafeluță. Haideți să vedem de data aceasta spre ce vor tinde energiile din această ceașcă, ce ne vor spune dârele trasate în cafeluță, ce vom afla nou despre această zi de miercuri, 12 iulie 2023. Dar înainte de toate, dragilor, vreau să vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru mesajele voastre extraordinare pe care le primesc de la voi în timpul zilei. Acestea sunt mesaje de binețe, de binecuvântare, de încurajare sau mesaje prin care împărtășiți cu noi diverse experiențe din viața dumneavoastră, pentru care eu sunt foarte recunoscătoare. Simt că fără toate acestea și fără toată implicarea voastră pe canalul meu de YouTube, nu aș putea să fac ceea ce realizez în fiecare zi, adică aici pentru voi, adică aceste videoclipuri cu care vin în întâmpinarea voastră în fiecare dimineață. Dragii mei, dacă este ziua cuiva de naștere în această frumoasă zi de 12 iulie, țin să-i urez un călduros la mulți ani, să aibă parte de tot ceea ce își dorește în acest an și să-i se împlinească toate visele. Haideți să vedem și ceșcuța noastră. Iată cum arată ceașca de azi pentru voi, dragii mei. Așadar, bine ați venit pe canalul meu de YouTube și sper să vă însoțesc pașii și în această zi minunată spre noi și noi vești, care mai de care mai bune, care mai de care mai pozitive pentru voi toți. Dragii mei, s-a revărsat și de această dată cafeluța peste ceașcă, acest lucru însemnând cel puțin o veste bună pe care o vei afla în ziua de astăzi. Veste care te va bucura nespus de mult și din cauza căreia vei vărsa câteva lacrimi de bucurie. Da? Nu ai de ce să te sperii, sunt doar lacrimi de bucurie. Hai să vedem, dragilor, despre ce este vorba în această cafeluță. Văd aici cifra 3 și o inimă. Se pare că în 3 zile sau 3 săptămâni, dacă nu ai pe nimeni, vei avea, dragul meu sau draga mea, dragostea voastră va renaște. Dacă nu ai fericire sau bună înțelegere cu soțul, cu soția, să știi că va fi mai bine în casa voastră. O să fiți mai uniți unul cu celălalt decât în trecut. Pentru multe persoane, dragilor, dacă v-ați închis inima pentru dragoste, văd că va apărea cineva interesant și pentru voi și vă veți deschide din nou spre o nouă poveste de dragoste. Multă vreme văd că nu ați avut încredere în nimeni, dar va veni și timpul în viața ta când va apărea acea persoană pe care ai căutat-o tot timpul. Un val de iubire va intra în existența ta. Dragii mei, văd că aveți probleme cu ochii. Se pare că într-o zi sau o săptămână, persoanele care au de la 41 de ani în sus, veți merge la medic și vă veți rezolva aceste probleme. Da? Poate aveți o infecție la ochi sau pur și simplu nu mai vedeți bine. Văd că vă veți face acest control la ochi și problemele voastre se vor rezolva. Unii bărbați, dragii mei, văd că aveți probleme de sănătate pentru că nu puteți avea relații intime normale cu o femeie. Din cauza aceasta văd că femeile nu au stat lângă voi. Veți găsi, să știți, soluția la această problemă pentru că veți merge la un medic și acel medic vă va ajuta să treceți peste, da? Vă va da un tratament care vă va vindeca de această problemă. Dragul meu sau draga mea, văd că te simți bine de când ești cu această persoană, te simți confortabil, te simți în siguranță și totuși sunt momente când te întrebi dacă el sau ea este cel menit sau cea menită pentru tine în această viață. Dar apoi vine el, ea și face un gest extraordinar față de tine, un gest prin care îți arată nu doar că el sau ea trebuie să fie cel așteptat sau cea așteptată, dar că, iată, a meritat așteptarea ta. Cu fiecare clipă care trece peste voi, conștientizezi tot mai mult că această persoană este cea pe care ai visat-o. Conștientizezi că ai găsit ce căutai și că ai toate motivele să te declari mulțumit sau mulțumită
și împlinit sau împlinită în viață. Ești fericit, fericită și vrei ca toată lumea să afle acest lucru despre tine. Dragul meu sau draga mea, văd aici un pește de aur. Vine un mare noroc peste voi, să știți că acest peștișor auriu este exact ca cel din poveste, da? Vă va împlini toate dorințele, vă va deschide toate ușile în fața dumneavoastră. Un avion, dragii mei, se vede aici, poate pleci în altă țară, în altă localitate, dar văd că veți face această schimbare în viața dumneavoastră. O schimbare care va merge spre bine, da? Pentru că văd că este posibil ca acolo unde te duci să găsești și fericirea ta. Mai apare aici o față, dragii mei. Aveți foarte multă lume care vă urăște. Voi ați făcut mereu numai bine, fie la muncă, fie în satul sau în orașul vostru, în cartier. Dar acei oameni v-au privit mereu cu ochi răi. Dumneavoastră mereu ați crezut că aceștia sunt prietenii voștri, dar v-ați înșelat amarnic. Aceste persoane sunt fățarnice, da? Vă vorbesc frumos în față, dar în spatele vostru râd de voi și vă doresc răul. O să aflați cine este acea persoană sau cine sunt aceste persoane și o să scăpați de ele, da? O să vă descotorosiți, o să fugiți de el. Doi copii, dragii mei, mai apar aici care se joacă. Poate vă vin nepoții de departe, poate în casa voastră ați avut certuri între frați, dar văd că o să se întâmple o împăcare. Poate sunteți departe unul de celălalt, văd că vă întâlniți și sărbătoriți așa cum se cuvine între frați. Vă înveseliți, vă bucurați foarte, foarte mult. Dragii mei, mai apare aici o cerere în căsătorie. Se pare că un bărbat se pune în genunchi și vă cere în căsătorie. O să fiți foarte fericite, dragile mele, pentru că această persoană văd că deja a ieșit la drum și vine spre voi, vine de departe. Da, este foarte hotărât această persoană să facă pasul acesta spre voi. Dragii mei, văd aici o femeie, puteți fi voi această femeie care vă uitați la acest videoclip sau altcineva din familia dumneavoastră. Văd că această femeie mereu se gândește unde să merg, ce să fac, cum să fac să fie mai bine pentru mine, pentru noi. Poate voi sunteți, poate este mama voastră. Văd cum din cauza unui bărbat ați suferit foarte mult, v-a pus la pământ, dar vă ridicați în picioare pentru că vă așteaptă o viață frumoasă. Văd cum se deschide și în fața voastră o pagină nouă. Dragii mei, văd că faceți cunoștință în perioada următoare cu oamenii noi. O să fie cu noroc, aceștia or să vă îndrume spre drumuri noi, steaua voastră va străluci mai tare, dar văd că norocul vostru strălucește mai ales departe de țara voastră. Da? Adică în altă parte veți găsi norocul vostru. Pentru cei cu inițialele S, F și G, văd că vin vești foarte bune, fie în muncă, fie în dragoste, da? Vei fi și tu cu adevărat fericit sau fericită. Un pantof, dragii mei, mai apare aici, care este în afara voastră. Veți ieși din greutăți, să știți că problemele financiare vor pleca din viața voastră. Veți respira și voi foarte ușurați în următoarea perioadă. În casa voastră o să înceapă să intre mai mult belșug, mai mult noroc, o să aveți și voi parte de zile luminoase. Mai apare aici o inimă, văd că duceți dorul cuiva, poate soțul sau partenerul sau poate este fiul vostru și seara când mergeți la culcare sau ziua când mâncați, imediat vă apare în gând această persoană. Să știți că și cealaltă persoană se gândește la voi, dar din cauza unor greutăți nu puteți fi împreună. Însă până la urmă să știți că vă veți întâlni cu această persoană. Dragii mei, mare atenție pentru că văd că sunteți foarte nervoși sau nervoase, băteți cu pumnul în masă și strigați, eu m-am săturat, am obosit, ajunge, nu mai pot, nu mai suport.
Se pare că v-a ajuns cuțitul la os dintr-o anumită cauză. Văd că este un bărbat în casa voastră care bea foarte mult, un bărbat cu sticla în mână și văd că acest bărbat cheltuiește toți banii pe băutură și nu vă ajută cu nimic în casă. Ceea ce tu muncești, ce agonisești, acest bărbat duce de la casa ta. Dar stai fără grijă, draga mea, pentru că se va rezolva și această situație cât de curând. Un cal de mare, dragilor, mai apare aici. În zilele următoare o să aveți mult noroc. Atenție la ocaziile care pot veni în viața ta. Nu le mai rata, fie în muncă, fie în bani, fie în dragoste. Da, mare atenție în jurul tău, pentru că pot fi și oameni care vor să te ajute. Da? Iar tu respingi, fără să fii conștient sau conștientă, aceste gesturi de sprijin. Dar acesta, să știi că este un real noroc pentru tine, fii foarte atent sau atentă și nu mai respinge aceste gesturi care vin spre tine. O mașină, dragii mei, se vede aici, de asemenea, se pare că plecați la un drum, sunteți două persoane, poate sunteți cu cineva din familia dumneavoastră sau cu soțul, cu partenerul, văd că vreți să plecați în străinătate, la muncă, sau poate aveți de rezolvat altceva, ceva poate în legătură cu niște acte, să știți că veți reuși, dragii mei, să vă rezolvați toate problemele. Când plecați, dragii mei, să știți că este cineva care vă urmărește tot timpul și vrea să știe totul despre voi. Ce faceți, unde mergeți, cu cine vă întâlniți. Din cauza acestei persoane, să știți că nu ați putut face tot ce v-ați dorit până acum. Probabil că este cineva din rudele voastre sau din rudele soțului sau ale partenerului, dar asta este. Veți vedea. Un urs polar, dragii mei, mai apare aici. Norocul este lângă voi. Vă veți curăți în această perioadă de negativități și veți avea o stare de sănătate din ce în ce mai bună. Pentru cei cu inițialele A, M, Z și N, în următoarele zile văd că vin vești nemaipomenite pentru voi. Vă veți bucura foarte, foarte mult, pentru că de multă vreme nu ați mai avut parte de vești așa de frumoase. Da? Pur și simplu veți sărbători aceste vești împreună cu cei dragi. Haideți să vedem și dorința voastră. Da, dorința voastră, să știți că este pe cale să se împlinească și pentru voi. Văd aici foarte mult pentru mulți dintre voi că doriți să vă căsătoriți, cu cine sunteți, dar nu reușiți. Nu reușiți din cauza unui dușman pe care îl aveți. Poate că este o femeie care se tot bagă în relația voastră, da? O femeie care își dorește să vă despartă. Dar, dragii mei, nu mai băgați în seamă aceste dușmănii și vedeți-vă de viața dumneavoastră. Dacă doriți să faceți un pas în viața voastră, faceți-l, pentru că acum este momentul. Da? Acestea fiind spuse, dragii mei, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu mă bucur că am fost alături de voi și de această dată. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!